Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre modalitățile prin care se pot introduce într-o foaie de calcul Excel coduri de bare și coduri QR. Pentru a introduce coduri de bare e nevoie de instalarea unui soft pe care îl găsim gratuit în Microsoft Store și acest soft se numește Barcode Software. Dacă o să-l căutați pe Google cu ajutorul expresiei Barcode Software, Microsoft Store veți ajunge la acest link. Vom acționa bineînțeles butonul Get. Ni se cere să deschidem aplicația Microsoft Store. Vom executa un clip pe butonul Open Microsoft Store. Și apoi din aplicația Microsoft Store vom executa un click pe butonul Get. După instalare va deveni activ butonul Open pe care o să-l acționăm acum. Astfel se deschide aplicația Barcode Software. Bineînțeles că putem să generăm coduri de bare în interiorul acestei aplicații, dar noi dorim să introducem coduri de bare într-o foaie de calcul Excel. Pentru a putea face acest lucru vom acționa din partea stângă a aplicației opțiunea Setup Barcode Fonts unde regăsim butonul Export Fonts. Executăm un click pe acest buton. Ni se cere o locație în care să fie exportate aceste fonduri, pentru că, practic, aceste coduri de bare nu sunt altceva decât niște fonduri care pot fi folosite în orice aplicație de editare de text. Vom alege pe suprafața de lucru directorul Fonts. În acest moment, după afișarea acestui mesaj, în acest director de pe suprafața de lucru se află un subdirector numit Connect Code, în interiorul căreia există două alte subfoldere, font și spreadsheet. Bineînțeles că în subfolderul font se află trei fonturi pe care putem să le instalăm în sistemul de operare, în așa fel încât fiecare editor de documente sau aplicație care lucrează cu editare de texte să poată să folosească aceste fonturi. Pentru a le instala, executăm două clicuri pe fiecare în parte și din fereastra apărută acționăm butonul install. Bineînțeles că acum putem folosi aceste fonturi în interiorul aplicației Microsoft Excel. În primă fază o să copiem conținutul celulei A2 în celula B2. O să stabilim tipul de date pentru aceste celule de tip text. Și acum, cu celula B2 selectată, o să alegem fontul care va transforma afișarea acestor numere în cod de bare. Bineînțeles că pentru acest font putem interveni asupra proprietăților lui, de exemplu, putem, îl putem redimensiona sau putem chiar să-l afișăm îngroșat. Pentru generarea codurilor QR va trebui să instalăm un Add-ins. Pentru a face acest lucru vom acționa meniul Insert, apoi opțiunea My Add-ins, apoi click pe Store și vom realiza o căutare după expresia QR Code. Vom alege Add-ins-ul numit QR for Office vom executa un click pe butonul Add. Apoi Continue. Și în acest moment, acest ad ins este instalat în interiorul aplicației Microsoft Excel. Se observă în partea dreaptă a ferestrei aplicației Excel o zonă în interiorul căreia putem să stabilim proprietățile acestui cod QR pe care dorim să-l introducem în foaia de calcul. În primă fază va trebui să selectăm celula în care dorim introducerea acestui cod QR. De exemplu, dacă dorim să introducem o legătură către site-ul EduCred, vom stabili celula pentru acest cod QR B7. O selectăm, apoi, din browser o să copiem adresa site-ului apoi va trebui să o lipim în această zonă dar în primă fază va trebui să stabilim protocolul uh, pentru acest link uh, protocol care în cazul de față este HTTPS este un protocol securizat apoi cu ajutorul combinației de taste Ctrl V Lipim acest link, dar avem grijă să ștergem tipul protocolului din fața linkului. Putem să stabilim culoarea pentru codul QR, dimensiunea, culoarea de fundal și avem chiar și un preview în această zonă. După stabilirea acestor proprietăți vom executa un click pe butonul Insert. Bineînțeles că asupra acestui cod QR se poate interveni similar cu procesul utilizării imaginilor în interiorul unei foi de calcul. Se poate repoziționa, se poate redimensiona și așa mai departe. Codurile QR sunt utilizate cu regularitate pe telefoanele mobile de tip smartphone pentru acces rapid la diferite website-uri. Utilizatorul trebuie doar să scaneze codul QR cu ajutorul camerei foto din telefonul sau mobil. Un software cititor interpretează imaginea și descifrează codul, iar browserul telefonului îl direcționează pe utilizator către URL-ul în cauză. Simplitatea acestor legături de la lumea fizică spre lumea electronică, cunoscute sub numele de hiperlinkuri fizice, în engleză hard link, explică popularitatea lor. El devine foarte util atunci când adresele URL sunt lungi și tastarea acestora într-un browser pe telefonul mobil ar fi nepractică. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere.